empatie, cu emoție, cu un discurs cuceritor, genul masculin, Cosmin Naidon. A fost o bucurie. Mulțumim mult pentru că, sigur, ai trezit interesul potențialului cititor de a citi această carte. Iandra David, elocință, tinerețe, frumusețe, inteligență, filolog, un om sensibil care l-am auzit de mai multe ori prezentând cărți sau vorbind la diferite evenimente. Iandra, astăzi despre gen masculin. Mulțumesc! Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte. Bună seara! Trebuie să vă spun că palpitul inimii și tremurul arată faptul că emoțiile mă copleșesc. Emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât doamna Mihaela Roșu Bună a fost cadru didactic, un exemplu demn de urmat, așa cum se spune... Mai urmat. Da. Sau urmează. Așa cum se spune, inima unui filolog ascunde poate cele mai mari taine. Înainte să vă vorbesc despre genul masculin, aș vrea să fac anumite distincții. În primul rând, înainte să fac aceste distincții, aș vrea să vă mulțumesc pentru fiecare fundație pe care ați clădit-o, ați sădit-o în lăuntrul, așa cum spune noi, ca în lăuntrul, ci în interiorul fiecărui copil, pentru că ați contribuit cu câte o cărămidă, prin fiecare copil, la uriașa catedrală a umanității. Aceste distincții pe care aș vrea să vi le pun la inimă se referă la diferența dintre un profesor și un învățător. La diferența dintre a preda și a învăța. Cred că sunt diferențe importante pe care le-am gândit, mi-au venit chiar în drum spre librăria Ezotera, acest loc foarte frumos în care ne aflăm. A preda ceea ce doamna Bună a și făcut. A predat, a dat mai departe ceea ce ea a dobândit de la alți profesori care au sădit în lăuntrul ei. Aici de față. Care au sădit în lăuntrul ei tot ce a fost mai frumos din ei. Și a învăța. A învăța presupune deja partea sufletească, latura spirituală care se află în lăuntrul ei. Și a învăța deja cumva presupune mai mult decât a preda. De aceea, cumva, când ne uităm sau citim Evangheliile și lui Hristos îi se spune învățătorule și nu profesorule, sau chiar lui Socrate, învățătorule de către Platon, la presocratici și la fel se întâmplă, sunt numiți învățători și nu profesori, pentru că dau mai mult decât au primit. Ca să vorbesc despre genul masculin, am selectat un fragment care mie mi-a atras atenția într-un mod deosebit și aș vrea să vi-l citez. Se află la pagina 23. Când veți citi cartea, cu siguranță vă veți aduce aminte de el. Viețile noastre ar putea fi rezultatul unor evenimente pe care, în mod inconștient, le numim întâmplare. De fapt, sunt tot mai sigur că facem parte dintr-un plan prestabilit, că intrăm încă de la naștere în rolul distribuit de un regizor nevăzut. Cu siguranță, toți cei care suntem prezenți astăzi aici nu este o întâmplare. Întâmplarea, deși este un eveniment incert, are anumite conotații care ne duc cu gândul la ceva ce noi nu putem controla. Întâmplarea este incertă, dar este, pe cât este de incertă, pe atât este de frumoasă și de imprevizibilă. O întâmplare, o simplă întâmplare, ne poate schimba viața. Aș vrea să aduc aminte de un vis. Un vis pe care aș dori să vi-l relatez. S-a întâmplat chiar după lansarea de carte, dupla lansare de carte ce a avut loc la Casa Vredicenilor, în salonul Casei Vredicenilor. După acea seară foarte frumoasă, când am petrecut cu toți împreună, am visat că un cerc perfect, aș putea spune, de scaune, erau ocupate de Lucian Blaga, care
privea foarte, foarte gânditor. Cărțile se aflau chiar în mijlocul nostru, era tot genul masculin și între punct și între majuscule și punct, semnate de doamna Mihaela Roșu Bână. De asemenea, alături de el era ghiocelul lui Negru, așa cum o numea, așa cum cumva o alinta pe Cornelia Bredicianu. Era Tiberiu Bredicianu, Coriolan Bredicianu, din nou Cornelia Bredicianu, soția lui Coriolan, printre care se mai aflau și Mihail Diaconescu, Paul Goma, Mihail, întâmplare sau nu, dar Paul Goma și Mihail Diaconescu ne-au părăsit chiar în aceeași zi. Schimbarea la față, pare mi se, fiind ziua aceea nefastă. Și Mihail Diaconescu, opera sa în anul 2013, fiind propusă pentru Premiul Nobel, privea foarte gânditor către aceste cărți. Întâmplare sau nu, am să, punându-vă la inimă aceste cuvinte, am să vă las să meditați asupra lor. Am consemnat câteva idei, s-au spus deja foarte multe despre acest roman, despre genul masculin. Am să încerc să subliniez ceea ce deja nu s-a vorbit, deși este destul de greu. Romanul este configurat pe mai multe planuri și registre narrative care se intersectează și se imbrichează, astfel încât se realizează un mixaj de elemente intertextuale îndepărtate în timp sau spațiu, reprezentând diverse epoci și localități românești. Citind acest roman, și vă mărturisesc că l-am citit de 3 ori până acum, am avut senzația unui prezent etern. Am avut senzația că timpul nu există și că toate aceste 3 personaje trăiau continuu, într-un prezent continuu, viața lor schimbându-se continuu. Specialistă în narratologie, acest lucru a fost deja amintit de către domnul Ruja, care din motive obiective nu este astăzi alături de noi, cu un doctorat în filologie, cu lucrarea Structuri narrative în romanul Nicolae Breban, viziunea sa privind construirea genului masculin este aceea unei holograme prozaice postmoderne. Având la bază fenomenele de difracție și interferență, puterea unei holograme presupunând lumina împrăștiată pe obiect, înregistrată și apoi utilizată pentru reconstrucția obiectului, a cărui imagine pare atât de reală, și veți avea această impresie atunci când veți citi cartea, încât observatorul devine tentat să o atingă. Tentat am fost și eu să ating realitatea prezentată. Se impun totuși câteva precizări. Literatura presupune și ficțiunea. Anca nu este Dana, iar Dana nu este Anca. Veți descoperi aceste personaje atunci când veți lectura cartea. Cititorul ar face o greșeală fatală dacă ar confunda creatorul cu opera creată. Astfel există similitudini. Astăzi ne aflăm la o dublă lansare de carte. Autoare, Mihaela Roșu Bână. În timp ce incipitul romanului, vă veți afla tot la o lansare de carte. Aceea genului feminin scris de Dana. Autoarea care pornește pe un drum plin de rețineri și îndoieri. Mai departe, nu aș dori să divulg foarte mult, aș dori să vă las pe dumneavoastră să descoperiți mai multe. Homo Architectus, Homo Viator și Homo Luminosus sunt 3 capitole care se întrepătrund, toate pledând în fața schimbării, a fericirii, a eliberării și a iubirii. Liantul fiind Dana. Din nou, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre ceea ce se întâmplă în roman, aș vrea să vă las pe dumneavoastră să descoperiți. Însă, totul își găsește un sens în fraza lui Baudelaire. Cred că a sosit vremea să învăț a iubi mișcarea care deplasează liniile. Mi-a atras atenția acest lucru, pentru că acest roman cumva ne învață nu doar să ne cunoaștem pe noi înșine, pare a fi un procedeu prin care învățăm cum să ne descoperim, dar totodată ne învață cum să ne iubim și cum să ne iubim aproapele. De aceea, în viziunea mea, doamna Bână, pe lângă faptul că este profesor, este învățător. Un învățător al iubirii și al frumosului. Mulțumesc!